Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit, Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom găti împreună gogoși cu glazură sau, cum le mai spun americanii, donuts. Copiii dumneavoastră vor fi încântați de aceste delicatese. Ne-am gândit ca dumneavoastră să puteți să economisiți niște bani și să le oferiți copiilor gogoșile excelente pe care le găsiți în marile supermarketuri din România. Vom face 3 tipuri de glazură și le vom orna cu cereale. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Aluat gogoș, 240 ml lapte, 14 g drojdie uscată, 50 g zahăr, 2 ouă, 85 g unt, 1 plic zahăr vanilat, sare, 540 g făină, glazură vanilie, 125 g zahăr pudră, 20 ml lapte, jumătate linguriță esență vanilie, glazură ciocolată, 125 g zahăr pudră, 12 grame cacao, 30 ml lapte, glazură unt, 100 grame unt, 80 grame zahăr pudră, apă, decor, diverse tipuri de cereale. Pentru început, dragii mei, încălzim laptele. Atenție, nu îl fierbem! Punem drojdia în castron și adăugăm puțin lapte călduț și o linguriță de zahăr. Amestecăm compoziția până ce drojdia se dizolvă complet. Lăsăm la activat în jur de 10 minute. În continuare, adăugăm restul de lapte în bol restul de zahăr, ouăle zahărul vanilat, untul la temperatura camerei și amestecăm bine să se omogenizeze compoziția și să se topească zahărul. Următorul pas este să punem făina într-un bol și adăugăm sarea. Mixăm ca sarea să se distribuie uniform în compoziție. După aceasta, turnăm peste făină drojdia activată și ingredientele lichide. Acum ne apucăm de frământat. Ca să ne dăm seama dacă aluatul este bun, trebuie să putem să întindem un pic de aluat în acest fel și să fie elastic, să nu se rupă. Punem puțin ulei în bol, după care punem aluatul, îl acoperim cu un prosop și dăm la loc călduț aproximativ o oră. Nu uitați, apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. După ce s-a dospit aluatul, îl scoatem din castron, dăm cu puțină făină pe masă și întindem la o grosime de aproximativ 2 cm. Acum că am întins aluatul, luăm o formă rotundă sau o cană, un pahar, ce aveți la dispoziție prin bucătărie după care vom face gaura din centru a gogoșii cu un capac de plastic de la o sticlă de suc sau apă. Gogoșile deja decupate le punem una lângă alta, pe o foaie de copt, pe masa de lucru
și le acoperim cu un prosop și le lăsăm la dospit încă 40 de minute. Acum, dragii mei, ne apucăm de glazura de vanilie și punem în bol zahărul pudră, laptele, esența de vanilie și amestecăm până se incorporează bine. Consistența glazurii o puteți regla din volumul de lapte pe care îl adăugați. Următoarea este glazura de ciocolată și punem într-un bol zahărul pudră, cacaoa și mixăm. După aceasta adăugăm laptele și mixăm din nou. Nu uitați că puteți regla consistența glazurii prin volumul de lapte pe care îl adăugați. Ne apucăm și de ultima glazură, cea de unt, și punem într-un bol untul la temperatura camerei, zahărul pudră și mixăm. După care adăugăm câte puțină apă până ajunge la consistența dorită. Menționez că această glazură de unt trebuie pusă pe gogoși după ce s-au răcit. După ce gogoșile au crescut în volum, punem tigaia pe foc și lăsăm la încins uleiul. După ce uleiul s-a încins, indicat ar fi pe la un 165 de grade, dăm focul la mediu ca gogoșile să nu se ardă și începem să le prăjim. Lăsăm cam 2-3 minute pe fiecare parte a gogoșii sau vă uitați să aibă o culoare maro-aurie. Luăm glazurile și cerealele și ne apucăm de ornat cât gogoșile sunt calde. Dragii mei, sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete. La revedere!